Perception este de Falsator 2015 pe mapa noastră All Streams și suntem aici pe Serra Teranui Infernos și în episodul de astăzi ne vom apuca să semnăm terenul cu numărul 12, așa că hai să-i dăm bice. Vom semna tot cu agrosarul pentru că de ce nu? Și vă să plecăm rapid în fermă pentru că în fermă observ că am o scădere cam ciudată de FPS-uri. Și nu știu de ce că în ultimul timp în ultimul timp n-am avut o văd că acum a venit o zi, să zic, o ciudată scădere de FPS-uri, dar probabil pentru că țin și să zic și Google-ul activ, pentru că descarc o surpriză pentru voi, să zic așa, și anume descarc o nouă mapă pentru prezentare doar, nu o să și filmăm, doar să fac o prezentare mapei. Eu nu mi-a plăcut la nebunie și am zis, băi, asta trebuie să o arăt și abonaților, poate vă place și vouă și poate, cine știe, vreți să facem și noi vreo câteva episoade cu ea. Mie unul chiar mi-a plăcut, adică chiar m-a lăsat surprins plăcut și cred că sigur și pe voi v-a lăsat la fel de surprins ca și pe mine. Ok, aici o să punem totals. Seamănă, nu seamănă. Bun. Să nu mai știu cum mai punem. Ok, bun. Aprind girofarene. Perfect. Și te ce la treabă, dar după cum bine știți, mie îmi place să semăn din interior. Partea mai nasoală e că am uitat să calibrez volanul și îmi trage puțin stânga. Nu am observat când am intrat pe mapa, am observat tocmai când venem cu semănătarea încoace. Pentru că am intrat direct în joc și am luat un maxim mare, nu am mai stat să fac ceva pregătit înainte. Ok. Ar trebui să întoarcem și cred că tot la fel să abordăm strategia noastră, să lăsăm acolo puțin și să facem treabă. Eu, după cum v-am mai zis și în episoadele de Constructor Simulator și de Falsator pe mapa Clay, sunt foarte răcit și de-abia vorbesc, mă strănasul îngrozitor de tare și mă doare și puțin în gât. Dar asta nu mă oprește din a filma un episod de Falsator. Pentru că oricum sunt ceva în urmă cu episoadele și nu sunt mulțumit de mine absolut deloc. Bă, care e faza că... nu am oprit semănătoare. Nu știam de ce îmi zice chestia aia. Ok, uitați să apăs pe tasta B. Probabil de la răceală. După cum bine știți în episoadele acelea, sunt foarte răcit. M-a dat o răceală mergând într-o competență să-și caute o mașină și am fost, să zic așa, puțin cam necorespunzător îmbrăcat. Dar vorbim foarte repede, eu de obicei când răciez, la mine răceala nu ține foarte mult și îmi revin chiar rapid. Deci nu vă faceți griji în privința asta. Ok, voi încerca să merg puțin mai aproape de braza aceea ca să nu las prea mare. Îmi pare rău că la semnătoarea asta nu merg marcatoarele să mă țin așa de pe o linie. Chiar îmi pare foarte, foarte rău că nu merg. O să caut altă semnătoare, poate mai bună ca asta, să sperăm și să o folosim cu mult mai mare drag decât asta. Ok, aici cred că o să pornesc pur și simplu și o să mă bag eu, uite, așa. Ok, perfect, am lăsat cam mult acolo spațiu, dar nu e nicio problemă că îi tragem noi capul la urmă. Îmi pare rău pentru asta. Și am băgat și un Fiat. E mai mult pentru mapa făcută de Klein, că e puțin mai old și pe mapa asta, chiar dacă trebuia să jucăm cu utilaje old, ne-am jucat cu... lor, ne-am jucat cu orice utilaj, am decuplat din greșeală semnătoarea. Dar mi se pare un mod destul de ok și o să vă arăt și vouă imediat ce îl găsesc, pentru că nu știu măcar cât costă ceva, doar ce l-am băgat în lista de moduri. E vorba de un Fiat Turbo.
Ca să-l găsim, trebuie să-l căutăm. Dar la câte mod rămân pe aici, e ceva de căutat. Nu, e vorba de un urs, nu fie, nu știu ce am crezut că e fie. E vorba de ursul acesta. Bine, de strâng. Atât. Ok, de fapt de ursul acesta are 95 de cai putere și costă 30.000 de euro. Băi, opresc destul de ce să zic așa, și destul de bun. Fuck! Ceală nesuferită și în momentul ăla când ai microfonul pe căști și nu poți să dai într-o parte sau altă de tare. E dacă opresc microfonul sau un buzit urât. Deci prefer să-mi pun mâna la gură și să strălând așa mai încet, dar cred că data s-a auzit puțin cam tare, nu știu sigur. Bun. Mai avem și aici o dată. Și ne mai ducem o dată pe partea aceea și terminăm. Terminăm cu brazele astea, după aceea trebuie să-mi dau și pe brazele celelalte, dar pe celălalt oricum vom merge repede, terenul nu e mare, tot merge cu viteză pentru că e foarte puternic. Și sunt foarte mulțumit de acestea gusta. Bun, oprim. Iar ca să ne încadrăm acolo, va trebui să dăm și noi înapoi. Iată, cam așa. Perfect, infect, dar știu că nu mi-am tot în braț, așa că cred că să merg mai mult pe partea asta. Că nu mă încă discutat asemănătoarea acolo să fac, uite, și la spațiu cu partea dreaptă, așa că ceva de merg așa. Bun. Oh my fucking god. Așa, perfect, și acum din nou va trebui să dă... Băi, dar bun, oprește-te. Lăsă-mă prea tractorul lor. Bă, da. Ok, aparent, apăsăm toate de sus și trebuie să rămân să oprem și care era faza acolo. Ce nu știu care era faza acolo, apăsăm S și nu vreau să duc înapoi. Abstract. Ok, dar ți-a sfârșit și OBS-ul dacă filmează și se pare că filmează. Perfect. Avem simulatoarea și ne încadrăm cumva pe brazda asta, perfect. Mă doar să simă noaptea, nu știu. Îmi place grafica din Farming Simulator. Eu acum joc cu jocul la toate calitățile pe maxim și anti-aliasing și tot. Și chiar îmi place cum se vede, se vede super, super bine. Și e foarte, foarte plăcut să stai așa să te uiți. Dar ce pare că nu merge volanul. Pot să-l fac să meargă, dar nu am pedalele puse, adică să pot să accelerez așa puțin cât vreau eu sau mult, doar îmi iau ca un simplu buton, dar cred că să-l fac în episodul următor, sigur să-l fac, chiar dacă accelerez așa, dar măcar pot să am o direcție așa mai ușoară, știi, gen așa, m-aș putea să merg. Dar să țin apăsat pe W și eu să mă întoar așa din volan. Dar mi se pare ciudat. Ok, încă trebuie aici pe bandă. Pune simulatoarea. Și acum merg din volan, spre exemplu. Dar dacă am o mână pe volan și una pe buton, nu mai apăsa nici mouse, deci nu-mi place. Așa că mai bine merg din tastatură. De acum trebuie ce volan am, am un Genius Spiritul 5, pentru că am văzut că era o brază care mă întrebau ce vreau n-am și le-am răspuns. Și cu ocazia asta țin să vă mulțumesc, suntem 1700 de oameni care sunteți 1700 de oameni care mă vizualizați. Aștept să facem numărul de 2000 de oameni pe următorul giveaway care sigur va fi un simulator și nu știu sigur că am văzut că ceva mă întreba, o să dai fără un simulator 17 la 2000 de abonați. Băi, cred că o să dau Farming Simulator 7 la 2000 de abonați, dar momentan va trebui să-mi cumpăr și pentru mine, că nici eu nu l-am precomandat. Și aș vrea să-l precomand, că am văzut că îți dă două tractori în plus, chiar dacă știu că și pe cele o să pot să le iei de aceea. Ca și m-a fost cu Gold Edition, dacă îl precomandai, îți dea combinația Niva,
acum am văzut că e gratuit tot peciul de Combine Rosemary care poți să le iei și pentru cei care nu au gol de bicicletă cumpărat. Deci nu e o cine știe ce șmecherie și Gold Edition. Plus că eu aș putea să mă joc cu Gold Edition, doar că nu mă încântă. Am făcut o serie și cu Gold Edition, chiar dacă l-am avut cumpărat, l-am obținut, dar am făcut o serie și cu Gold Edition, a fost o serie vizualizată, dar deja știți cum este. Cei de la Giants, cel puțin ce am să ajung în 2017, ceea ce place la Salsator 2017 și mă încântă să-l cumpăr și vă recomand și vă să-l cumpărați, este zic. Așa. Este doar modul că ai o chestie cu aratul, adică au implementat plugul, l-au făcut folositor, să zic așa, pentru că acum îl folosești doar pentru a crea parcele noi, în rest nu foloseai plugul altceva. Și am văzut că a schimbat foarte tare meniul. Și cam atât, în rest, mapa, grafica, mapa e schimbată, na, logic, e ca un fel de, nu mai băga un mod în 2015, dar am văzut că iarba costă sunt cam la fel, grafica nu e schimbată mai deloc. Și cam dezamăgește asta la ei, chiar mă așteptam să schimbe foarte tare grafica cum au făcut și de la 2013 la 2015, adică o grafică mult mai bună de la unul la altul, dar nu s-a întâmplat chestia asta, spre dezamăgirea mea și cam multora care chiar s-a așteptat la chestia asta, dar în schimb au făcut chestia cu plugul funcțional, adică trebuie neapărat să ai cu plugul ca să-ți iasă o cultură mai bună, ceea ce mă încântă chestia asta. Și am văzut până în meniul, au adăugat și au adăugat și animalele cele noi, adică viței și porcii care avem noi acum, adică stai să vă arăt. Hai cam. Adică viței ăștia și porcii i-au adăugat și la ei acum am văzut. Aveți multe chestii noi sunt noi în Farsat 2017. Ia să știu, ok, s-a făcut 100%, da? Ok. Eu ca să iau balotul acela din spate, va trebui să dau timpul pe real time. Dau salvare ca să nu mai fraierească jocul. Ok, și va trebui să iau MTZ-ul. Ok, și să vin să iau să și balotul acela din spate, că de când zic că iau, nu l-am mai dat de acolo. Și zic, e primul nostru balot și acolo a rămas. În schimb, m-am uitat pe la vaci, au toate găinile apă și grâu, văd că mai mult, dar să venim să vedem ouăle și să vedem să le și vindem. Și o idee au, deci cred că mai rezistă o zi și un pic toate. Ok, va trebui să dau așa. Ok, o să pun tot lângă celălalt. Dar trebuie să dau tip. Oba. Apare nu s-a aparentat, văd paletul. Deci eu n-am apucat aici, da? Și dacă dau loc, ar trebui și să-l țin și așa și să nu cadă. Dar aparent văd că pică jos. Iar acum. Ok, văd că nu se pare, nu știu care e faza, dar oricum. Merge la baloții de iarbă, deci sunt mulțumit, nu mă interesează mai mult. O să vreau doar să-l pun jos și să îl iau mai drept puțin dacă pot. Nu așa vreau. Ceva de gen, dar vreau să-l apuc drept, dacă aș putea. Na, nu prea pot, dar hai să zicem că îl mut puțin de acolo, măcar să nu rămână așa urât.
Doar că știi care e faza? Eu nu mă descurc și cu schimbatul și cu mouse-ul, știi? Aia mă încurcă pe mine cel mai tare. Am ial de acolo, serios? E la sală, faza de parentare nu merge, vezi? Aia e faza la sală. Adică, acum putem să-l parentez, îl luăm ușor. Hai să... Uite, și la tractorul ăsta nu poți să-l lași mai pe spate. Apoi la maxim lăsa pe spate. Mă rog, am putut să-l luăm de acolo, hai să-l punem în fața la asta. Ok, l-am lăsat acolo, e perfect. Hai acum să luăm și pe cel de spate care trebuia să-l luăm noi de mult, mult timp. Și mi-apare aici. Îmi pare Q. A, nu, o. Oh. Oh, aparent văd că am văzut o chestie că mi s-a updatat ceva. Deci acum... Ok, deci acum să înțeleg că aș putea și eu să închid porțile din up. Că pot să închid porțile din tractor, ok. Bă, asta e bine. Pentru că mereu mă deranjau chestiile astea cu porțile, că vreau să le închid din tractor și nu puteam. E bine, uite, acum văd că pot. Deci e foarte, foarte bine. Rămâi acolo. Perfect, avem 3 balăți de lână, bă. Suntem perfecti. Acolo nu o să... Uite, l-am luat la fixul de aici, apăruse unul. Perfect. Deci suntem super, super bine. Hai să ducem asta înapoi. Și să dăm de eu pe rapid, pentru că sigur să ne apucăm de trera, nu? Opa, shit. S-a oprit la fix. Hai să și întoarcem, nu să-l las cu fața acolo. O să-l las așa, e perfect. Aici e bine că vreau să văd, când dau pe rapid, să văd cultura. Dar mi-am amintit că deja dau timpul pe rapida când dau presa pantelor și pe rapid. Bang! Nu trebuie să se ia. Bă, nu avem, dar va trebui să semnăm neporul cât de curând. Cred că în episodul următor, cred că sigur, adică de fapt la următoarea recoltă sigur o să semănă porumb. Ok, terenul 12 mai are de crescut puțin. Tot mai are. Perfect, a crescut și ăla, au crescut toate. A trebuit să opresc la creșterea. Dăm o salvare din nou. Bang, 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 bang. Bang. Ok, avem orzul crescut, perfect, și erbicidat peste tot. Acum va trebui doar să ne luăm a noastră combină. Și văd că am făcut 95.000. Apoi aș putea să-mi iau o combină, dar nu știu dacă vreau chestia asta. Eu zic că mă mulțumesc cu combina asta. E chiar destul de mare. Și chiar mă mulțumesc că deocamdată mi ajunge de ceea ce am eu. Momentan mai trebuie doar un tractor pentru că am doar două tractoare care mă folosesc de ele. Și am nevoie de unul. Dar acel un tractor vreau pe acel John Deere mai puternic. De fapt este cam trei tractoare că mai și cu limonul ăsta. Dar vreau un tractor mai puternic. Vreau să dezactivez să nu-mi facă paie. Bun. Și trebuie să dau un X și un B, dar imediat ce se deschide. Perfect. Ok. Iar eu acum va trebui să-i trag capetele și după aceea cred că se completă automat pentru a mă pregăti și eu de recoltat și anume să nu se ia remorca și să vin încoace cu ea. Hai să trăim din nou, pentru că îmi place că nu se mai vede praful acela urât. Ok. Aparent avem și o oglinzi care funcționează. Mamă, dar ce praf se face în urma combinei astea. Nu vezi absolut nimic de acel praf. Băi, da, văd că... Cred că vreau să-l mai așez sau ce... Nu, vector. Văd că vectorul ăsta chiar... Are un interior foarte plăcut și o să merg din interior lejer, chiar n-ai nicio problemă. Deci e foarte, foarte bine, de chiar e plăcut să trăiesc cu el.
Chiar îmi place, are și, se schimbă și sănătatea față sau de tare, anunțat din CIAT. Foarte plăcut, văd să te... Că n-am observat asta până acum și l-am venit chiar foarte de mult timp. Și uite că ne apucăm și de trei în bun, pentru că erau câțiva hateri care îmi ziceau, băi, mai fă și altceva în afară de animale, băi, uite că ne-am apucat să și trei. Cu siguranță o să mă apuc și de forestry în viitor apropiat, pentru că văd că banii din animale și din agricultură nu prea ies așa de mulți. O trebuie să apucă și de forestry și eventual de silici, cred. Pentru că silici chiar faci bani cu el, oare putem să ne luăm și niște, să zic, benzi acea transportoare, să transportăm silozul, să se vândă automat, să ne mestăm noi cu buldozerul acela mare să-l vindem. Avem o grămadă de chestii de făcut în farming, deci pe mapele astea chiar avem două mape deschise, dar să zicem așa apucat de trei mape, deci dacă o să vă placă mapa care o să fac eu o prezentare cât de curând, nu uitați să apăsați și butonul de like, dar și la episodul ăsta nu uitați să apăsați butonul de like și la acela, poate reușim să facem trei mape și să apare, nu știu cum să zic, din ce, adică asta să fie principală sau o să vă alegeți voi să fie principală. Și celălalt de să apară una într-o zi, una într-o zi și să abladeze două episoade, trei pe zi, dacă se poate să apară din amândouă mape, adică toate trei mapele să apară din episoade pe zi, dacă nu o să le combine eu un episod de acolo, un episod de acolo. Bine, asta să nu fie o obișnuință, știi, să zic că postez un episod cu un episod, știi. O să încerc să pun trei episoade pentru că normal și de drept așa vreau de la început să fac canalul, trei episoade pe zi să apară din jocul nu vedeți, să fie farming mai multe, știi? Dar am văzut că am văzut că chiar nu vă place nicio serie, adică The Crew am încercat, nada, am încercat NFS, nada, ce am mai încercat, Monster Hunter, la fel, foarte puțin vizualizări, nu prea au vizualizări mai deloc. Așa că am zis, băi, mă axez pe farming. Fac farming, îl fac bine, asta place lumii, asta fac. Dacă o să apară jocul, cum o să apară cu Mafia 3, cu siguranță din jocul ăla o să fac o serie, fie că place cuiva sau nu. O să fie oameni care sigur o să le placă Mafia 3 pentru că e un joc destul de reușit. Farming Simulator 2017 nu se pune pe meu, acum o să-l locuim 2015, cu 2017, e clar. Pentru că... Pardon. O, li fac. Extra mor. Extra lag. De ce am lagul ăsta? Un frame pe secundă. Bun, oameni buni. Înainte de a mă scoate din joc, hai să punem și noi capăt și de asta. Nu știu de ce am lagul ăsta, dar o să rezolv eu. Dar eu am văzut că și ne vedem data viitoare. Pa, pa!